Alegerile parlamentare din 30 noiembrie sunt pe ordinea zilei în majoritatea localităților țării. În Ungheni deja a fost constituit Consiliul Electoral de Circumscripție Electorală Raională, alcătuit din 9 persoane și care va întreprinde acțiuni de organizare și desfășurare a alegerilor locale pentru noul Parlament al Republicii Moldova. Acționăm în baza materialelor legislative care au fost eliberate de către Comisia Electorală Centrală, reieșind din hotărârile Parlamentului. Avem instrucțiuni, dar prima carte de căpătăi de masă este codul electoral care, nemijlocit, desfășoară toate activitățile. Acum colectăm informații despre candidații în birourile electorale înaintate de către consiliile electorale și partidele care participă în parlamentarele actuale. Potrivit președintelui Consiliului Electoral de Circumscripție din Ungheni, pentru alegerile din 30 noiembrie vor fi constituite 78 de secții de votare la nivel de raion, inclusiv 12 în orașul Ungheni. În principiu, aceste secții de votare nu s-au schimbat, au rămas 78, dintre care 12 în orașul Ungheni. Revizuind așa puțin listele care au început a parveni, au rămas mare majoritatea acelor persoane care cunosc, care au activat în acest domeniu, dar una din cerințele principale care sunt puse acum în fața acestor membri, trebuie să aibă numai cât certificat de participare la ciclu de instruire pe lângă CEC. Pentru activitatea Consiliului Electoral de Circumscripție din Ungheni, Comisia Electorală Centrală a alocat 120.000 de lei.